La Ungheni, pentru prima dată, ziua drapelului național este sărbătorită într-o atmosferă festivă. Reprezentanții ai conducerii orașului și raionului, deputați din Parlament, cât și simpli cetățeni, au participat în această zi la un miting consacrat simbolicii de stat. Evenimentul a avut loc în scoarul Grigore Vieru din oraș și a început cu arborarea tricolorului național. Permiteți-mi, din numele meu personal, din numele primăriei orașului Ungheni, să aduc cele mai sincere felicitări cu această ocazie și să ne dorim cu toții ca drapelul de stat, tricolorul nostru, să ne îndemne pe toți, fiecare în parte și toți împreună, la fapte mărețe. Permiteți-mi și în numele Consiliului Raional și al meu personal să vă îndemn, să omagiem și să respectăm drapelul de stat și simbolica națională în fiecare zi, indiferent unde ne aflăm noi, aici, la noi acasă sau peste hotarele ei. Drapelul de stat este depozitul istoriei și a culturii noastre. Respectându-l, noi devenim mai buni, cu o educație civică mai mare, care toți trebuie să o avem. Locuitorii orașului Ungheni susțin că ziua drapelului constituie un prilej în plus de patriotism și că orice cetățean al Republicii Moldova este obligat să o serbeze în fiecare an. Am un mare regret, pentru că trebuia, cred, vreo 20 de ani în urmă instituită ziua și fiecare dată sărbătorită la fel, pentru că sunt sigur că nu s-a arborat deja numai în centru, dar și în ograda fiecărui om acasă. Moldova, Basarabia, cum îi spune, da. Noi suntem, cum spune, tot drapelul, iactă-le, Dumnezeu ne păzași de cel de sus și aici de jos, e drapelul Moldovei. Cum spunea Grigore Vieru, arborând drapelul, dau inimii mele tonul. Crezi că se merită ca în fiecare an să fie sărbătorită această zi? Dacă se merită în fiecare an să sărbătorim 9 mai, se merită și această zi. De ziua drapelului, la inițiativa Partidului Liberal Democrat din Moldova, au fost repartizate în întreaga țară 1000 de drapele, iar circa 20 dintre ele au ajuns și la Ungheni, acestea fiind donate instituțiilor publice din oraș și raion care au drapele deteriorate sau nu le au deloc. Primele instituții din Ungheni care au primit aceste simbolici naționale au fost grădinițele Steluța, Guguță, precum și centrul Casa pentru Toți din orașul Ungheni. Ne-am propus să înmânăm drapele în instituții, grădinițe, școli, instituții publice. Am repartizat în raionul Ungheni peste 20 de drapele împreună cu un mesaj al prim-ministrului Vlad Filat. Aici se pune temelia la copiii mici, temelia dragostei față de neam, strămoș, educăm patriotismul. De aceea, din 24 până în 27, am planificat activități cu copiii, cu grupile mari și pregătitoare, deoarece ei sunt mai aproape de să pătrundă ceea ce vorbim noi despre tricolor. Noi, atât copiii cât și pedagogii, ne mândrim că deci participăm la această inițiativă frumoasă și de astăzi înainte vom arbora drapelul la sărbătorile și evenimentele importante ale țării de care trăim și vom organiza cu copiii activități în ziua drapelului, deci la data de 27. Ziua drapelului de stat a fost instituită de Parlamentul de la Chișinău la data de 23 aprilie 2010, iar tricolorul a fost desemnat oficial pe 27 aprilie 1990 de către deputații primului legislativ.